Alexandru, de ce mergi tu la fotbal? Îmi place. Și ce poți joci tu? Atacant stângă. Atacant stângă. Și ce fotbalist îți place ție cel mai tare? Cristiano Ronaldo. Și vrei să joci într-o zi la Real Madrid? Da. Câte goluri ai marcat până acum? Foarte multe. Și vrei să mai marchezi? Da. Din România, cu ce echipă ții? În România, cu Steaua. Și îți place vreun jucător de la Steaua? Da. Cine? Marica. Domnule antrenor, ce ne puteți spune despre acest copil, Alexandru Doda? Talentul e al lui, eu nu mă ghidez în teren să știe ce să facă și cum să facă să-și pună în eficiență toate atribuțiunile pe care ar trebui să le pună pe postul care îl are și, bineînțeles, talentul lui să se ivească cel mai tare, să se observe cel mai bine. Când l-ai descoperit sau cum l-ai descoperit? La o selecție, prea mult spus, prin anunțuri, în sensul că fac selecție pentru a aduna grupă de copii de vârsta lui, numai că el e un pic mai mic și el fiind născut în 2007, joacă la 2006. Cu ce ți-ai ieșit în evidență? Ce ți-a plăcut? De pe parcursul evoluției lui, gândirea, vizualizarea jocului, a coechipierilor din teren, ghidarea lor spre a eficientiza cum ar veni jocul și a ajunge cât mai repede la poartă. Poate fi un nou Gicu, Stanciu? Poate fi, dar numai cu multă muncă, pe lângă talentul pe care îl are. Iată! Bine, Cristi, bine!